Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, ceea ce s-a întâmplat cu Zacheu trebuie să ne dea curaj nouă tuturor, curajul de a ne apropia de Dumnezeu pentru a primi iertarea de care avem atâta nevoie. Continuăm astăzi în noastră în capitolul 19 din Evanghelia după Luca și observăm că Domnul Isus comunică cu lumea care se adunase în jurul casei lui Zacheu. Acestora Domnul le spune o pildă. Versetul 11 din capitolul 19. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă: pentru că era aproape de Ierusalim, și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Acum, Domnul Isus se apropie de Ierusalim. Mulți din ucenicii săi, inclusiv apostolii, credeau că el avea să pună bazele împărăției sale pe pământ. Dar el a venit la Ierusalim să moară. Isus le arată tuturor că împărăția este momentan amânată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Un om de neam mare, cu siguranță, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos. El va primi împărăția de la Tatălui, nu de la noi. El nu cere nimănui să voteze pentru el la următoarea sa venire. Oamenii fie îl vor primi, fie vor fi distruși. Prima dată el a venit ca mântuitor. A doua oară va veni ca împărat. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis, puneți în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Acesta este mesajul lumii de astăzi pentru Domnul Isus Hristos. Dar aceasta nu îl împiedică pe Dumnezeu să-l trimită din nou pe Fiul Său pe pământ. Oamenii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a lui Mesie. Ei nu au vrut ca el să domnească peste ei, așa că l-au răstignit pe cruce. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robia aceea cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel întâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus zece poli. El a zis, Bine, robun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a zece cetăți. Dragi prieteni, Domnul a dat fiecăruia dintre voi câte un pol, câte un talent, pentru vremea cât el nu este aici pe pământ. El a dat fiecărui slujitor al său un prilej favorabil, și acesta este reprezentat de polul din pildă aceasta. Este, de fapt, vorba despre o anumită responsabilitate pe care Domnul ne-a încredințat-o. Trebuie să fim credincioși cu lucrul peste care ne-a pus Domnul administrator. Polul nostru poate fi un întreg oraș, un grup de oameni sau o casă. Orice ar fi, trebuie să fim credincioși. Unii poate vor câștiga cinci poli, iar alții zece, cât este Domnul plecat, dar la întoarcerea lui cert este că va răsplăti fiecăruia după credincioșia lui. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. El a zis și lui, primește și tu cărmuirea a cinci cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți sporul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, e Ei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău. te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați l celul ce are zece poli. Doamne, au zis ei, el are zece poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Vedeți, dragi prieteni, lucrul important aici este credincioșia față de ceea ce ni s-a încredințat pentru că vom fi răsplătiți după cât de credincioși am fost. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Domnul își continuă drumul spre Ierusalim pentru a se preda în mâinile dușmanilor săi. Evangheliile prezintă o imagine completă așa numite intrări triumfale a lui Iisus în Ierusalim. Dacă punem la un loc relatările Evanghelilor, vom ajunge la concluzia că au existat trei intrări în Ierusalim, câteodată pe zi, în trei zile diferite. Prima s-a desfășurat într-o zi de sabat, sâmbăta. În ziua aceea nu era niciun schimbător de bani, cu siguranță acolo. Isus a privit în jur și a plecat. Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe a plecat la Betania cu cei 12, relatează Marcu în capitolul 11. Cu această ocazie, Domnul Isus a intrat în Ierusalim ca preot. A doua intrare a avut loc duminica, prima zi a săptămânii. Schimbătorii de bani erau prezenți și el a curățit templul. Așa relatează Matei în Evanghelia sa, în capitolul 21. Atunci Domnul nostru a intrat ca împărat. A treia intrare a avut loc într-o zi de luni, a doua zi a săptămânii. Domnul a plâns pentru Ierusalim și a intrat în templu unde a vindecat și a învățat pe oameni. Este ceea ce relatează Luca în capitolul 19, începând de la versetul 41 până la 44. Atunci Domnul a intrat ca profet. Când s-a apropiat de Petfagie și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi -l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui l au zis, Pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Unii consideră că aici este vorba despre o minune. Cred că aceasta este o situație normală, însă obișnuită. Probabil, la o vizită anterioară, Domnul aranjase cu acești prieteni să le poată folosi animalele data viitoare când va fi încetate. Pentru că vedeți, Domnul a pregătit totul în cel mai mic detaliu. Pentru el, moartea lui, gerfa, n-a fost un accident, făcea parte din planul lui Dumnezeu. Prietenii lui au fost de acord să încredințeze animalele pentru sărbătoarea Paștelui. Stăpânii acestor animale îl așteptau pe Domnul și aveau animalele pregătite. Domnul Isus le-a spus ucenicilor ce să răspundă în caz că sunt întrebați ce fac, ca să știe că vin din partea lui. Lucrul important de reținut din acest fragment este acela că Domnul își afirmă autoritatea. Domnul are trebuință de el, le spunea el ucenicilor. Și-au adus măgărușul la Isus, Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Mulțimea nu a înțeles semnificația de plină a acestei acțiuni. Peste câteva zile doar, aceeași mulțime va urla: Răstignește-l! Nici ucenicii lui nu au cunoscut această semnificație decât mai târziu. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împlinisere cu privire la el, relatează Ioan în capitolul 12. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns, Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Era inevitabil că acest episod al intrării lui Iisus în Ierusalim să ducă la o acțiune din partea guvernanților romani și aceasta din două motive. În primul rând, el a acceptat reverența și demonstrația de loialitate a ucenicilor săi. În al doilea rând, el nu i-a redus la tăcere. Domnul Iisus Hristos recunoștea că erau puse în joc chestiuni semnificative, care priveau veșnicia și că, dacă le va spune ucenicilor să tacă, pietrele ar striga. De fapt, pietrele acelea chiar strigau. Pentru că atunci când neeme a reconstruit zidurile și porțile cetății, a fost pus un mesaj în aceste pietre. Pietrele și zidurile proclamau mesajul Evangheliei, iar porțile strigau cu putere, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei, așa cum spune psalmul 24. Trebuie să ne aducem aminte că așa numită intrare triumfală în Ierusalim să sfârșit la cruce. Domnul va veni a doua oară în chip triumfător. În epistola adresată evreilor, în capitolul 9, versetul 28, este scris Hristos, după ce s-a adus gerf o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce le așteaptă. La cea de-a doua venire a Domnului sus pe pământ, picioarele sale vor sta pe Muntele Măslinilor, așa cum profețește Zaharia în capitolul 14. Atunci Domnul va intra în Ierusalim. Adevărata intrare triumfală va avea loc la cea de-a doua venire a Domnului. Prima lui intrare în Ierusalim n-a fost decât, de fapt, ieșirea din scenă. Această intrare a fost drumul către cruce, pentru că acolo să moară pentru păcatele noastre. Mântuirea ne este oferită prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dragi prieteni, din păcate, acestea sunt încă ascunse de ochii lor. Am văzut o fotografie de la o conferință ce a avut loc la Ierusalim cu ceva timp în urmă. Deasupra podiumului sălii era suspendată o pancartă mare pe care scria: Știința ne va da pace în vremea noastră. Ei bine, știința nu prea le-a adus evreilor pacea. A produs arme sofisticate, bomba atomică, dar în niciun caz nu a dus pace pentru ei. Vor veni peste tine zile, spune Domnul Isus, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Împlinirea acestei profeții este scrisă în istorie. În anul 70 după Hristos, împăratul roman Titus a distrus Ierusalimul și a măcelărit fără milă pe locuitorii lui. Dar Domnul Isus, în cele din urmă, intră în Templu. În urmă, a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el, și le a zis: Este scris: Casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Isus învăța în toate zilele pe norod în Templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii Norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot Norodului sorbea vorbele de pe buze. Domnul Isus folosește un limbaj foarte dur în timp ce curăță templul pentru a doua oară. Această acțiune a Domnului Isus încheie oficial lucrarea lui pentru poporul său, dar nu și drumul nostru printre evenimentele înregistrate de Luca. Trecem acum la următorul capitol capitolul cu numărul 20. În capitolul pe care îl avem în față, Domnul Isus este deja în Ierusalim. Odată ajuns aici, confruntările cu farisei și cărturarii se întățesc. Iată un prim exemplu în care autoritatea Domnului Isus este pusă la îndoială. Să nu uităm că el tocmai alungase din templu pe cei ce făceau afacere acolo. Într-una din acele zile când învăța Isus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit odată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis, Spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis, Am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Isus a venit în templu în fiecare zi și a învățat pe oameni până la arestarea lui la sărbătoarea Paștelui. El folosea metoda socratică de a răspunde la o întrebare printr-o alta. Această întrebare la care conducătorii religioși nu puteau răspunde fără să se învinovățească singuri a fost foarte bine pusă de Domnul Isus. Ei au avut nevoie de consultări pentru a găsi un răspuns. Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Isus le-a zis, nici eu am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Întrebarea lor nu era sinceră. Dacă ar fi vrut să-l accepte pe Ioan, ar fi fost gata să-l accepte și pe Domnul Isus. Ioan pregătise calea pentru Domnul Isus. Dacă l-ar fi crezut pe Ioan, nu ar fi pus niciodată la îndoială autoritatea Domnului Isus, dar Domnul oferă acum o altă pildă care spune foarte mult în ceea ce privește relația pe care Dumnezeu o are cu poporul său. Apoi a început să spună în norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a rendat un orvier și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Proprietarul viei tot trimitea slujitor la arendași să vadă cum merg treburile. Unul câte unul, slujitorii au fost bătuți. Dumnezeu a trimis Israelului profet după profet și toți au fost respinși. Mulți dintre ei au fost uciși cu pietre. În cele din urmă, tatăl l-a trimis pe fiul său. Isus Hristos este acest fiu și el le spunea conducătorilor religioși tot ce era în inimile și gândurile lor cu privire la ei. Ei urmau să-l răstignească, iar Dumnezeu avea să îngăduie acest lucru. Dar Isus i-a privit drept în față, ne spune versetul 17, și a zis, Ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise, piatra pe care au lepădat-o zidarii ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul le spunea că pe el îl pot omori, dar nu vor putea distruge planul lui Dumnezeu. Piatra pe care au respins-o ei va fi pusă în capul unghiului, aceasta este o prezicere clară a respingerii Domnului și a triumfului său ulterior. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Astăzi noi putem cădea peste această piatră care este Isus Hristos și să fim mântuiți. Adică trebuie să venim la El ca simpli păcătoși, cu duhul și cu inima zdrobite. Când facem acest lucru, suntem pe temelia pe care nu o poate pune niciun om, pentru că este Isus Hristos. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost deja pusă și care este Isus Hristos, le spunea Pavel Corintenilor în prima sa epistolă. Daniel vorbește despre piatra care va cădea în timpul judecății care va veni într-o zi și va face pulbere pe cei care îl resping pe Domnul. Mesajul Domnului Isus din acest fragment este clar ca lumina zilei. Nu poate fi înțeles greșit. Chiar și farisei și cărturarii l-au înțeles. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus pusese pilda aceasta împotriva lor. Putem vedea că liderii religioși au înțeles foarte bine pilda lui Isus, Problema este că prea mulți oameni din biserica noastră de astăzi nu înțeleg ce a vrut Domnul să spună aici. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Iată cât de bine îl cunoșteau pe Domnul. Dar acești oameni vorbeau ca niște ipocriți, așa cum erau de fapt. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu, întreabă ei. Irodienii sunt cei care pun această întrebare pentru că ei voiau să-l îndepărteze pe cezar și să-l pună pe Irod să domnească peste Israel. Isus le-a priceput viclănia și le-a răspuns, Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului au răspuns ei. Întrebarea irodienilor era vicleană, urmărind să-l prindă în capcană pe Domnul Isus. Dacă ar fi spus da, trebuie să plătim bir cezarului, aceasta însemna că îl punea pe cezar înaintea lui Moise și înaintea lui Mesia. Dacă spunea nu, nu trebuie să plătim bir cezarului, putea fi arestat de romani. Dar metoda Domnului de abordare a acestui chestiuni este strălucită. El a cerut un dinar roman. Aceasta însemna oare că Isus nu avea niciun ban asupra lui? Cel puțin el i-a determinat pe cei care au pus întrebarea să vină ei cu moneda. Atunci el le-a zis, Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ei foloseau monedele Imperiului Roman. Roma le furnizea anumite avantaje și privilegii. Romanii mențineau legea și ordinea după standardele lor și asigurau protecție. Ei au făcut și întreținut drumuri și au păstrat deschise liniile maritime. Aveau o monedă valabilă în toată lumea, ceea ce era un ajutor incontestabil pentru afaceri. Evreii datorau romanilor ceva pentru că le foloseau monedele, drumurile, legea și ordinea. Cezarul primea ceva din partea lor. Dar și lui Dumnezeu îi se cuvenea ceva. El le punea la dispoziție lumina, Aerul, apa și toate elementele din care sunt făcute drumurile și monedele. Noi avem o responsabilitate în fiecare din aceste două sfere de viață. Omul are atât o obligație pământească cât și una cerească, o responsabilitate fizică și una spirituală. Cetățenii cerului plătesc taxe aici pe pământ. Pelerinii aici i ar trebui să depună averveșnici în ceruri. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului. Ci, mirați de răspunsul lui, au tăcut. Dragii mei, domnul nu poate fi prins cu vorba pentru că el nu are interesul să ducă pe cineva cu vorba. Autoritatea lui este evidentă și tot ce a făcut și a spus a demonstrat-o din plin. O să vedem că ei nu s-au oprit din încercările lor de a-l discredita pe domnul. Dar întrebarea este, dragul meu, tu ce faci? Încearcă-l și tu, dar încearcă-i dragostea, încearcă-i puterea de a ierta, încearcă-i puterea de a te transforma și o să te convingi de autoritatea lui, dar și de dragostea lui și de grija lui față de tine. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.